din Liga a patra în Bundesliga. A refuzat-o pe Poli, dar și pe Steaua. Borussia Dortmund a pus mâna pe portarul Jimboliei, Eduard Papp. Școala de fotbal a lui Marcel Băban este aproape de a arunca în aer piața transferurilor. Incredibil, dar adevărat, portarul Eduard Papp se va transfera de la Marcel Băban, Jimbolia, la Borussia Dortmund, campioana Germaniei. Fotbalistul are doar 18 ani și a debutat anul acesta la prima reprezentativă de juniori mai mici de 19 ani, unde a atras atenția după ce a avut o prestație foarte bună în teren. Patronul Stelei, Gigi Becali, nu recunoaște faptul că a fost interesat de portarul Jimboliei. Nu este adevărat. Iartă-mă că nu ne interesează de asta. Nu credeți că îl poate înlocui pe Stanca sau pe Tărtărușanu? Iartă-mă că nu ne interesează. Iartă-mă că nu l-am urmărit. Păi și iartă-mă că nu știu despre ce e vorba. Să-i dea Dumnezeu sănătate. În cadrul Observatorului vom reveni cu mai multe detalii legate de super transferul de la Jimbolia.